Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. De această dată, Werewolves au trecut 3 zile de la ultimul episod pe care l-am postat și acum, bineînțeles, am revenit la noul program. Însă, înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. O chestie în premieră de această dată. Inițial, eu am înregistrat acest clip cu voce, cum se întâmplă de fiecare dată, mai puțin clipurile în care eu construiesc ceva, acolo vocea mea este separată înregistrată. Și, bineînțeles, am făcut acest clip și când am început să-l editez, n-a să vezi că vocea mea nu era registrată, așa că acest clip oarecum este puțin diferit pentru că acțiunile pe care eu le zic acum nu vor fi exact în timp real, iar în acest episod m-am gândit eu oarecum să-l duc pe cel mic să-l cunoască pe Vladius, pe bunicul său. Știu că a mai venit într-un timp să-l cunoască, dar acum vreau să merg direct la el acasă să vedem cum se comportă cu el și o să vedeți niște chestii destul de interesante. Eu până acum n-am mai testat să văd cum se înțelege un vârcolac copil cu un vampir, bineînțeles, și o să mergem la el acasă. Aici e destul de ciudat acum să vorbesc, pentru că toate acțiunile, exact cum am zis, sunt puțin diferite. Și gata, am ajuns la el. A fost destul de interesant tot acest experiment oarecum, pentru că ăsta nu prea voia să se împrietenească cu cel mic. Și asta m-a enervat enorm de mult, pentru că tot se băga în seama cu el și nu lăsa pe cel mic să stea la discuții cu bunica sau. Și acum cât urmăriți voi clipul, o să mai sar și de la subiect și o să vă mai zic anumite lucruri. Azi văzut că pe data de 18, mâine mai exact la orele 20, o să fiu live stream și o să vedem și noi împreună summit-ul și sper să primim noutăți din ce în ce mai interesante și chiar puteți să-mi spuneți și voi în comentarii la ce lucruri vă așteptați voi să vedeți mâine seară, ce vă doriți să aflați. Eu bineînțeles că îmi doresc poate să vedem un mic trailer acolo cu Sims 5 sau măcar o poză, o ceva, să văd exact cum ar arăta viitorul joc. Ar fi destul de interesant dacă mi-ar arăta o poză și mi-ar spune, băi, așa va arăta Sims 5, ar fi perfect pentru mine. Nu m-ar mai interesa neapărat când se va lansa, dar măcar să văd că se lucrează la ceva. Și aici, acum să revenim la joc, bineînțeles am încercat să-i duc în casă, pentru că dacă stăteau afară era destul de ciudat, așa că în casă e mult mai ok. Oarecum aici eu încep să leg o prietenie cu Vladius, dar foarte greu, pentru că acesta nu s-a lăsat deloc intimidat de către cel mic și am încercat eu la început, nu mi-a apărea practic nicio comandă de prietenie, trebuia să-i dau doar două chestii, aveam doar două opțiuni și mi-a fost foarte greu. Bineînțeles, pe asta aici am pus-o să aprindă focul, deoarece vreau să-i las pe cei doi să vorbească, să nu se bage asta, dar oricum ea s-a băgat în discuții și nu ne-a lăsat să stăm să discutăm aici. Și aici o chestie ce vă arăt eu acum în partea aceasta. De când s-a făcut ultimul update-ul, avem pe această cucoană care practic vă ajută să vă jucați mult mai ușor Sims, mai ales pentru cei care n-au avut până acum legătură cu jocul. Veți vedea că este mult mai ușor și veți putea interacționa mult mai ușor cu jocul dacă nu știți absolut toate comenzile. Asta s-a făcut la ultimul update. De cei care v-ați făcut update-ul aveți acces la aceste chestii. Și bineînțeles că aici mă uitam și vedeam că nu am practic deloc nicio acțiune cu Vladiu și trebuia să-i dau doar celelalte două opțiuni pe care le aveam. Aici tot se băga asta în seamă. Am pus-o cumva la pian acolo ca să ne lase pe noi să discutăm și cred că am stat, nu știu, vreo 10 minuțele, să zic cam așa, să mai leg eu prietenii, pentru că ceea ce vedeți voi acum nu este practic filmarea brută. Eu am mai tăiat foarte mult din ea pentru că îmi era foarte greu neavând alte acțiuni cu Vladiu. Ia uitați aici, dădea numai minus. Deci era orice activitate pe care eu încercam să o întreprind cu el, de fiecare dată îmi dădea acel minus. Și mai ales când începea să facă iu, ca toți dracii Vladius, atunci ăsta mic primea minusul. Și i-am dat acele două chestii în continuă până am reușit într-un final oarecum să-i dau să mă împrietenesc cu el, dar foarte puțin. Încă eram tot la chestia asta de amiciție, nu eram prieten și n-am reușit. Posibil să fie auzit telefonul meu pe fundal, dar tot timpul uit de fiecare dată să-mi pun telefonul pe silent atunci când înregistrez, dar asta e. Și vreau să spuneți cum vi se par episoadele astea, dacă vi se par derutante. Adică dacă eu în timp ce joc acolo în spate, voi auziți vocea care practic nu este exact în real time. Știți, exact ca în clipurile de House Bill. Aici l-am pus cumva să stea lângă bunică, s-o poate leagă și o relație mai importantă. Aici deja îmi deschisese alte opțiuni să corespondesc cu el, să discut, dar nu erau foarte multe chestii și o să vedeți mai în față, am dat chestia aia cu play și n-au rezolvat bug-ul acesta. Eu nu înțeleg cum comunitatea nu a zis nimica, pentru că bug-ul pe care îl veți vedea puțin mai în față e de ceva timp în joc și cu siguranță cred că l-ați experimentat și voi. Pe asta am zis să mai pun să facă niște dark meditation.
cumva să-și mai mărească skill-urile, pentru că vreau ambii părinți să ajungă la level cât mai mare. Aici o să vedeți acum despre ce este vorba cu ce i-am dat eu. Să vedeți ce bug idiot acum va apărea. Ia uitați. Și aici îi dă și ia uitați acum. Deci a rămas, nu știu ce naiba s-a întâmplat cu el, dar n-am ce să-i fac. Mamă, dar îmi dă lumea mesaje pe telefonul ăla în continuu. Și încă o chestie, dacă tot este un episod așa în care vorbim la liber, posibil ca până la finalul anului să mai primim două kituri. Au fost ceva speculații pe internet, ceva cu cafenea și încă o chestie, încă un kit, dar știți că nu sunt foarte interesante, posibil să le ofer la următorul giveaway. Apropo, a ajuns și expansiunea High School Years către Ada, cea care a câștigat. Am lăsat-o cam vreo 3-4 zile în așteptare, că am fost eu foarte ocupat, de asta nici nu am postat, dar acum are expansiunea. Și nu uitați, în luna noiembrie voi face un nou giveaway, n-am mai făcut acum pentru că am zis că e mai bine așa, dar în noiembrie vom da un giveaway și mă gândesc ca pentru decembrie să facem o chestie mai interesantă, mai ales că e cu sărbătorile, și să fac un live stream chiar în perioada sărbătorilor în care voi face un giveaway mai mare. Dar asta totul depinde de voi, cât de activ sunteți și voi la mine pe canal. Am văzut că lucrurile se mai mișcă pe acolo și like-urile cumva ne îndreptăm spre numărul de 50 cam pe fiecare episod și mă bucur acest lucru. Poate dacă s-o lansa, Doamne ajută, Sims 5, o să încep să am și eu iar 100 de like-uri la clipuri, așa că poate lăsa și aici bineînțeles like-uri. Și ia uitați aici ce hack drăguț între un vampir și un vârcolac. Ăla știe, bineînțeles că ăsta mic este vârcolac, dar tot aici mă uitam eu să văd dacă reușește să treacă la chestia de prieten, dar se pare că nu. Vreau să spuneți dacă voi ați încercat acest lucru, oarecum să aveți un toddler și un vampir sau un vârcolac invers de cum am eu, să-mi spuneți dacă au reușit să se împrietenească. Eu n-am reușit în acest episod să leg o prietenie între cei doi, mi-a fost foarte, foarte dificil să fac acest lucru și aici cred că i-am mai dat eu doar comenzile acestea și cred că urma să plec acasă pentru că știam că nu pot să avansez mai mult în prietenie cu el. Și acum, bineînțeles că urmează să plecăm, nu avem ce să mai facem aici. Oricum o să mai merg pe la Vladius în vizită, că vreau să măresc prietenia și să-și fac o prietenie cât mai mare, pentru că vreau să văd dacă va reuși când va crește să interacționeze altfel unul cu altul. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești din descriere. Și am ajuns, bineînțeles, aici cu ninsoare, cu toate nebunile. L-am băgat pe cel mic în casă să nu cumva să răcească. L-am pus să-i dea un hug lui taică, să văd dacă simte vreun miros de vampir. Bineînțeles, și pe asta trebuia să o bag în casă. Și exact cum am zis în episodul trecut, pe asta trebuie să o punem pe fitness. Vedeți că este destul de plinuță și vreau oarecum să mai slăbească. Nu arată rău nici acum, dar oarecum vreau eu să văd o schimbare în aspectul ei. Și am pus-o pe asta să gătească ceva pentru cel mic, pentru că era foame. Și am pus-o pe asta să-i facă ceva de mâncare. Eu nu știam că asta are level 7 la gătit. Dar oricum am pus să facă un beef Wellington, dacă nu mă înșel eu, mai ales că vârcolacii mănâncă carne, deci nu aveam o problemă. Totodată cred că n-am mai verificat să văd câtă plasmă mai are asta. Știți că asta are nevoie de plasma aceea. Și acum că ne apropiem de final, eu sper că v-a plăcut acest episod și vreau să-mi spuneți cum vi se par genul acestea de episoade. Cu siguranță am să-l văd și eu după ce voi edita, dar vreau să știu și o părere din partea voastră, exact dacă poate se mai întâmplă pe viitor vreo chestie de genul ăsta, să știu dacă poate mai bine nu postez clipul decât să-l urc așa. Dar zic eu că ați înțeles oarecum niște chestii, v-am și explicat eu ce am vrut să fac în acest episod. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre să-mi spuneți ce așteptări aveți voi pentru data de 18 octombrie când va fi summitul. Iar până la un nou clip din Werewolves, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!